binecuvintează glia aceasta și vița aceasta cu harul preasfântului Duh, prin strutirea cu aceasta păsfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Se spune că Sfântul Mucenic Trifon a fost învrednicit încă din tinerețe de Domnul cu puterea izgonirii demonilor și a vindecării diferitelor boli. El îi ajuta pe oamenii harnici care munceau pământul și era cunoscut ca patronul livezilor și al podgoriilor. În această zi de 1 februarie se veneau cu preoții în capătul vilor, se sluja via, se dădea cu aiazmă, iar în anul în care se făcea aceste slujbe religioase, Dumnezeu, bătăii noștri, îi ajutau ca să facă struguri de calitate și vin foarte bun. Se știe că până în 1959 la Segacea au fost peste 250 de hectare, după 59 și până în 1991 s-a făcut cu 1000 și ceva de hectare de vie. Asta a făcut ca Segacea să fie recunoscută ca o podgorie de mare amploaie la nivelul țării noastre. La Segacea oamenii știu din bătrâni un lucru, cât ar fi Bahus de zeu al vinului, de viile de la ei din localitate are grijă Sfântul Trifon. Am un hectar de vie, altuită, Sauvignon și mai am și vreo 14 ani de merlot. Trifonul este o sărbătoare a viilor care se face numai la Segacea. Sunteți nelipsit de la această sărbătoare. În fiecare an se face, pe 1 februarie, se face această sărbătoare și se sfințește de popă pentru boli, ca să fie ferită de boli, de anumiți dăunători. Și iarna e de muncă la vie și vara. Dacă în vie nu stai 2-3 zile să o urmărești, să o baia, intră diferite boli, diferite microbi în ea și se duce. Vine mana, vine fel și fel de... Dacă dă și o piatră de vie, mai rău. Și tocmai pentru asta a slujit preotul astăzi. Da. Să ne ferească Dumnezeu de natură, de vremile așa urâte, care sunt cu ghețuri, cu grindină. Văd și acum, prin ochii copilului de altădată, cum bătrânii noștri ne luau după ei mai frig, mai sloată, mai îngheț sau cine știe ce intemperii și mergeam în vii dintotdeauna spre a binecuvânta acolo cu preotul glia și rodul viței care va să vină și bineînțeles și potrivit hărniciei celor care lucrează. Nu ne oprim doar la vinul fizic efectiv, el are o consistență destul de bogată, sigur din el, așa prin prefacere la Sfânta Liturghie, ne împărtășim cu sângele Domnului. Tot tradiția spune că Trifonul este o sărbătoare a bărbaților, așa că femeile nu participă la sfințirea viilor, chiar dacă ele muncesc mult pe tot parcursul anului pentru a le întreține. Este o sărbătoare care se face numai de către bărbați. Femeile n-au voie să vină la sărbătoarea de Trifon, că spune că e sărbătoarea vinului și a vii. Și cel mai mare consumator este bărbatul de vin. Și femeile nu prea au voie să vină la această sărbătoare. Odată viile sfințite, problemele alungate și femeile lăsate acasă, că doar nu au voie la sărbătoarea Trifonului, bărbații se pun pe chefuit și pe lăudat care are cel mai bun vin. Sunt un ansamblu mic, orchestră, cu ansamblu care este organizat de domn primar. O masă acolo, un par de vin, fiecare ce vin are mai bun, o țuică, și petrecem cum să cuvine. Așa că dacă vă întrebați care este secretul vinului de la Segarcea, poate ar fi bine să nu vă gândiți doar la pământul roditor și la munca oamenilor, ci și la faptul că localnicii știu să-l cinstească așa cum trebuie pe stăpânul viilor, Sfântul Mucenic Trifon. De altfel, vinul din localitate este premiat la nivel național și internațional. Sindicatul Național al Crescătorilor de Ovine și Caprine pregătește reluarea protestelor, informează AgroIntel. Motivul este nerespectarea protocolului încheiat în luna decembrie a anului trecut. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cei ai Ministerului Mediului au convenit modificarea legii vânătorii 407/2006, fără a consulta și crescătorii de ovine. Menționăm că singura modificare agreată de Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului se referă la articolul 23 litera C, referitor la interzicerea
împășunatului în perioada 6 decembrie 24 aprilie și litera K, unde sunt de acord cu un număr de 6 câini la munte, 4 în zona de deal și 3 în zona de câmpie. Nu putem fi de acord cu această modificare și considerăm că trebuie să-i se lase crescătorului de oi posibilitatea de a stabili de câți câini are nevoie. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și cei ai Ministerului Mediului au călcat în picioare protocolul încheiat în urma protestului din 15 decembrie 2015, convenind modificări la legea 407, în disprețul crescătorilor de ovine, neținându-se cont de dreptul la proprietate și lăsându-ne la discreția unor așa ziși vânători, a declarat președintele Sindicatului Național al Crescătorilor de Ovine și Caprine, Marcel Andrei. Sindicatul Național al Crescătorilor de Ovine și Caprine a solicitat și o întâlnire cu premierul Dacian Cioloș, deoarece modificările promise nu au fost operate. În funcție de rezultatul demersurilor, va fi stabilit calendarul protestelor. Ministerul Agriculturii a publicat ordonanța de guvern care modifică regulile de control în domeniul agriculturii ecologice. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, va avea o nouă atribuție, și anume efectuarea controlului la operatorii de produse agroalimentare ecologice. În acest scop, personalul cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prelevează probe de sol, plante și din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscriși în sistemul de agricultură ecologică, iar pentru analiza probelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale desemnează laboratoare de referință. De asemenea, actul normativ stabilește plata unei taxe către bugetul de stat de către organismele de inspecție și certificare, care candidează pentru aprobare. Taxa se stabilește pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecție și certificare cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Finanțelor Publice. Anul 2016 a început cu multe noutăți. Una dintre acestea este faptul că Ministrul Agriculturii încearcă să simplifice cumva regulile de accesare a banilor europeni, iar un pas ar fi simplificarea cererii de unice de depunere la API. Dumneavoastră, ce știți despre acest subiect? Ce ar însemna această simplificare? În ce măsură s-ar răsfrânge asupra fermierilor? Da, se fac eforturi deosebite la nivel de APA central. A fost un grup de lucru acum 2 săptămâni din cei mai buni specialiști din țară, oameni care cunosc problemele foarte bine ale APA, și s-a ajuns la concluzia că într-adevăr trebuie să simplifice foarte mult cererea unică de depunere. Da? Acum, în ce constă această simplificare? În a trece sub o mare parte toată problematica către consiliile locale, către primării. De ce? Pentru că dumnealor știu cel mai bine ceea ce se întâmplă într-o localitate, ceea ce se întâmplă cu terenul din acea localitate, iar APIA o să fie absolvită de a fi transformată în judecătorie sau tribunal. Deci practic, o să fie probabil o simplă adeverință cu care fermierul trebuie să vină de la localitatea respectivă. Practic, vă iau și dumneavoastră din atribuțiuni. Vă simplifică și noastră. Nu din atribuții, ne simplifică problematica. De ce credeți că s-a ajuns la această măsură? Dumneavoastră, când vorbeam în toamna anului trecut, ne spuneați cumva că, într-un fel, birocrația ajută, pentru că ea face o selecție foarte bună a fermierilor. În cele din urmă, lucrurile, într-un fel, le-au îngreunat viața oamenilor. Vă pot răspunde imediat la această întrebare. În ultimii 6-7 ani, APIA, vă spuneam că s-a transformat în judecătorie. De ce? Avem cel puțin, vorbesc de nivelul APIA Dolj, avem aproximativ 4-5 mii de debitori pe care noi trebuie să-i rezolvăm sub o formă sau alta. De ce? Din cauza acestor documente care au fost ori false, ori n-au fost întru totul reale, ca să spun așa. Și atunci și toată chestia asta trebuie să cadă pe consiliile locale care le eliberează, ceea ce e foarte normal. Acum, de exemplu, cererea de plată conține multe subcapitole, multe elemente care trebuie completate. Așa, estimativ, cum credeți dumneavoastră că va arăta ea în urma simplificării? Adică ce anume se va scoate din acest document? Păi, vă aduceți aminte, anul trecut era cea mai grea problemă a tuturor, a fost acele copii după registrele agricole. De ce? Pentru că foarte multe localități nu le aveau completate.
E, acum nu o să se mai ceară așa ceva, o să se ceară, v-am spus, simplificarea asta constă într-o simplă adeverință cu care trebuie să vină fermierul de la primăria respectivă. Iar primăria respectivă nu poate să dea adeverința aiurea, decât dacă are totul real în primărie, dar să nu mai răspundem noi de registru agricol al primăriei de nu știu ce localitate. Acum, dumneavoastră, când credeți că va fi finalizat acest proiect? Va fi finalizat până la prima zi de depunere, adică până la 1 martie. Atunci va începe sesiunea de depunere a cererilor unice de plată. Astăzi a fost ultima zi de depunere a cererilor de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului 4 al anului 2015. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă, stabilită la 21 de euro pe 1000 de litri, pentru monitorizarea utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărei valoare unitară este de 1,79 de lei per litru. Beneficiarii ajutorului de stat achiziționează cantitățile necesare de motorină și solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul 4 al anului 2015, în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare. În luna decembrie a anului 2015 a fost finalizată verificarea cererilor trimestriale de solicitare a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferente trimestrului 3, iar după finalizarea verificărilor, cantitatea totală determinată a fost de 139 de milioane de litri. Echivalent a aproape 250 de milioane de lei. În prima săptămână a lunii februarie va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal pe întreg teritoriul agricol al țării. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între minus 1 și 14 grade. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 2 și 19 grade în majoritatea regiunilor agricole. Se prognozează precipitații sub formă de ploi locale, dar și mixte, ploaie la poviță și ninsoare, însoțite de intensificări temporare ale vântului la nivelul întregii țări. În cultura grâului de toamnă, aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime în majoritatea regiunilor agricole. Speciile de toamnă și pomi viticole își vor continua starea de repaus vegetativ pe majoritatea suprafețelor agricole. Datorită regimului termic mai ridicat din aer și sol, local în zonele de câmpie din vestul și sudul țării, vor fi posibile reluări lente și temporare ale proceselor de creștere și dezvoltare ale plantelor. Starea de vegetație a culturilor agricole se va menține pe ansamblu medie și bună în semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie și slabă la cele tardive. Sub aspect fenologic, rapița își va continua înfrunzirea în toate zonele de cultură. La pomii fructiferi și vița de vie va predomina starea de repaus vegetativ la nivelul întregii țări. În zilele cu precipitații, lucrările agricole specifice acestei perioade vor fi întrerupte temporar.